Caut România veritabilă. În oameni, în locuri, în fapte. Și mai caut călăuza potrivită care să-mi o dezvăluie. Autentică și valoroasă. Sunt Cristina Șoloc și te invit într-o călătorie fascinantă prin țara ta și a mea. După ce se electrocauterizează, se fixează electrozii și se înregistrează electroencefalograma în diferite condiții de ischemie. Da? Da. Bun. Alo? Alo? Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, Cristina! Ce faceți? Pot să vă rețin puțin? Da, sunt în laborator cu studenții, dar aștept să mă reții. Pregătesc un nou proiect pe TVR1, pe scurt, Caut România Veritabilă, și aș vrea să vă invit să mă arătați fragmente din ea, desigur, dacă aveți timp, ce spuneți? Ar merita să ieșim din laborator, să mergem în zone unde este România Veritabilă. Așadar, ne pregătim pentru o călătorie ce se va dovedi până la final cea mai revelatoare aventură a mea și a echipei. Luăm cu noi și un aparat de testat calitatea aerului. Ni l-a împrumutat la dorința noastră cineva din Iași, dar încă nu știm cine. Hai să vedem care-s valorile aici. PM2,5 înseamnă particule din noxe, care sunt cele mai periculoase și cancerigene, și PM10 înseamnă particule din praf. Oh, ia uite, suntem în zona portocalie, 88 cu 149. Mergem. Plecăm din zona portocalie, sperăm spre o zonă verde cu aer pur, că și asta aștept să găsești în România veritabilă. În afară de oameni speciali, povești unice, ori priveliști netulburate. Cântă năsucă, cântă mai marilor voievozi, toți câinii din sat încep a bate din cozi. Am ajuns pe tărâmul marelui George Cosbuc, poetul național care a ilustrat cel mai bine sufletul țăranului român, în satul Hordou sau Cosbuc. Cele mai vechi documente referitoare la localitatea Hordou datează din 1529, când purta numele de Ordo. În 1925, denumirea satului a fost schimbată din Hordou în Cosbuc, dar localnicii își spun și hordouani și coșbuceni. Bună ziua! Bună ziua! Cred că m-a rătăcit, îl caut pe Leon. Eu sunt Leon. Leon Zagrean. Ah, savantul Leon Zagrean? Exact. Am fost colegi de general, am fost între timp ajuns cetățean de onoare al comunei Cosbuc. Și unde îl găsesc? Dacă mergeți pe ulicioara asta în sus, cum zicem noi, în sus și în jos, urcați câțiva zeci de metri ce în cază la casa părintească, acolo găsiți pe Leon Zagrean. Dar nu știu dacă o să puteți merge cu mașina până acolo, o să vă trebuie să lăsați mașina și să o luați după aia așa pe Olicioara Ursului, cum zicem noi, că Olicioara Ursului era derdelușul nostru de sanie. Mulțumesc! O zi frumoasă! La revedere! Comuna Cosbuc are un singur sat cu vreo 700 de gospodări. Un univers mic din Bistrița Năsăud, dar cu puteri magice asupra lui George Cosbuc. După ce poetul ardelean s-a mutat la București, nici măcar riscul de a trece ilegal granițele Imperiului nu-l mai putea ține când îl apuca dorul de casă. Pleca spre munți, spre Hordoul lui. Altfel, se îmbolnăvea de dor. Am șansa unică să aflu ce are atât de special acest loc ce inspiră la genialitate de la Leon Zagrean, președintele Societății Române de Neuroștiințe, adică științele creierului, cel mai fierbinte domeniu de cercetare al lumii moderne. Profesorul neurocercetător s-a născut și a crescut în satul Cosbuc, la 2 km în sus pe deal, într-o familie numeroasă. Ce de mere! Da, e o zonă, cred că apropiată de rai. Eu sunt un mic slujbaș în această grădină, dar am contribuit de la facerea ei. Și din când în când mai vin la cules de mere. Haide. Este de o dulceață și de un parfum absolut extraordinar. Și îmi face deosebită plăcere să vin aici, pentru că
Vara îmi pun cortul aici sub măr și stau și lucrez, mă aduc cablu electric și aici în cort dorm tot. Și îmi place să umblu desculț vara. Pe aici prin iarbă să simt pământul. E terapeutic. Da, este, dar înainte de a ști că e terapeutic, când eram foarte tânăr, am scris niște versuri care pot să le spun că îmi plac foarte mult. Și voi păduri, dealuri și munți, ce v-am simțit prin nervii mei desculți, păstrați mireazva în care m-ați crescut, căștăria ce mi-ați dat e scut. Frumos! Și dumneavoastră sunteți poet. Nu sunt poet, încerc să mai ordonez gândurile. Uneori și ies și versuri, acum asta e tot. În România veritabilă, omul sfințește locul, iar profesorul Zagrean a sfințit acest loc împreună cu tatăl său pe când avea doar 7 ani. Au trudit zile și ani să-l cultive și să-l facă roditor. Apoi, când a plecat la facultate, livada nesfârșită a rămas în grija fratelui său Iacob, gospodar de seamă în Cosbuc. Dar în fiecare toamnă, la strânsul recoltei, participă întreaga familie, acum și mai numeroasă. Eu consider că aceștia sunt viitorul României. Și cred că pentru o Românie veritabilă să avem grijă de copiii noștri și mai ales de viitorul lor. Așa că sunt aici și cu nepoții și cu strănepoții. Ia uite, Andrada, ce mere frumoase, ia. Nu le aruncați ușor. Ușor? Că trebuie să rămână până la iarnă. Până la primăvară? La primăvară. Și să le vindem. Încet, încet se pun, da? Așa, se lucrează cum se lucrează cu ouăle. Profesorul Leon Zagrean a fost medaliat de Academia Română și de Guvern pentru promovarea cercetării științifice. În 20 de ani de când a introdus neuroștiințele ca opțional la Universitatea de Medicină și Farmacie, laboratoarele lui au ajuns printre primele din Europa privind participarea tinerilor, iar cursurile sale sunt urmate de sute de studenți anual. A cercetat importanța somnului, leucemia, efectele nicotinei sau bolile neurodegenerative și îmbătrânirea ca să dezvolte noi strategii terapeutice. În acest timp a scris și 12 cărți de cercetare științifică. Dar până să ajungă la acest nivel, Leon Zagrean a muncit mult, nu doar intelectual. Gândiți-vă că am cosit grădina asta de cel puțin 15-20 de ori, uneori de 2 ori pe an. Și mai avem, asta este o mică parte, prin clasa 6 am început să cosesc. Și până ce am terminat facultatea, în fiecare vară. Așa vă mențineți condiția fizică? Cred că a fost un noroc pentru mine că s-a construit un organism foarte rezistent. Și acest lucru mi-a fost de folos toată viața și acum. Cercetătorul care a pătruns adânc tainele creierului are 67 de ani și o sănătate de fier. Nu merge la doctor și nici nu ia medicamente. Secretul? Produse bio, mișcare, cunoaștere și o genă bună. Maica mea se apropie de 90 de ani. Mulțumesc. Da, și din familia ei la fel au mai fost oameni care au trăit mult. Varvara Zagrean a cusut majoritatea costumelor populare din Cosbuc. La 19 ani s-a măritat, pe deal a crescut 4 copii și tot aici îngrijește acum de strănepoți. Nu, suntem mulți. Suntem mulți, 14 nepoți, strănepoți am, 14, nu? Ori 15, i-ai numărat? Numără. Am rămas cu Iacob, că fetele s-au dus, aici au fost lucru mult, Iacob a lucrat foarte mult, numai că au venit Leon în vacanță și așa au venit și au lucrat tot cât doi. Cosit, arat, znopți, duș, făcut, îmblătit, o grijă de vacă, o grijă de oaie, de porc, de ce au fost demnicuț. Aici au crescut, de aici am luat la școală. Dacă ți-o spune cum am învățat, te doare capul. La lampă, cu petrol, în podul căsă.
ca să aibă liniște. Și într-o cămăruță, avem o cămară mai mică. Aici la școală era mereu ca fulgerul. Fuge. Când a fost iarnă și-au făcut niște de lemn, niște patine, zicem noi. Patinile astea, da. El și-a făcut de lemn și cu două bote și așa s-a dus când era înghețată punșa și era tare. Zăsânea cu două boticuțe, așa și așa fuge la vale. Se uitau oamenii după el ca după avion. Viseam până recent că am uitat să adap vitele, să le dau apă. Că înainte nu le scoteam foarte mult la pășune, le dădeam și aveam adevărate coșmaruri că am uitat să dau apă la vite. Pe vremea când Leon Zagrean era copil, părinții lui cumpărau doar sare, zahăr, chibrituri și petrol. În rest, totul era produs de ei în casă. Ziua eram la muncă și trebuia să învăț noaptea. Iar în acest stâlp era un, este și acum, un bec cu vapor de mercur, așa se cheamă, și aici mă așezam seara și stăteam până noaptea târziu. Vă retrăgeați da. Ca să nu deranjați? Da, ca da să... pentru că aveam o singură cameră. Abia după ce am intrat la liceu s-a construit o altă casă și până ce s-a terminat eram 6 persoane într-o cameră și atunci nu puteau să rămână cu lampa prinsă peste noapte pentru că oamenii trebuia să odihnească. Plus că era petrolul, pentru că electrificarea comunei Cosbuc s-a făcut după ce am intrat eu la liceu. Și mi zicea tata, băi, nu mai sta atâta că consumi lampa, nafta, că așa zicea pe aici. No, uite, nepoata a venit cu plăcintele și dacă tot... Pentru copilul Leon n-a contat că trebuia să meargă la școală în cizme sau opinci, nici că a încălțat prima pereche de pantofi abia când a mers la liceu. Setea lui de cunoaștere a învins orice neajuns. Cu mintea nu ne naștem, spune omul de știință Leon Zagrean. Mintea o dobândim prin experiență și prin cunoaștere. Iar din cunoaștere izvorăște bucuria. Și din bucurie izvorăște sănătatea, care este dependentă în primul rând de minte. Am părăsit casa de pe deal a familiei Zagrean și am coborât la casa lor din sat. Încercăm să mergem în cea mai frumoasă grădină care se află în Cosbuc. E grădina unde sunt propriul lui George Cosbuc și s-ar putea să avem și surpriza să avem cel mai curat aer. Avem un aer mai curat de 5 ori decât limita maximă acceptabilă. Bună ziua, bună ziua! Vă salut, vă salut! Sănătate, Doamne ajută, hai, stai! Păi să mergem! Da, mergem. Pe această uliță se merge la plopii lui George Cosbuc și iese în strada mare unde se află școala și biserica. Este ulița Morie. Cred că de la asta se referea Cosbuc când a scris iarna pe uliță. Ia uite aici locuitori ai comunei. Bună ziua! Dați-mi voie să vi prezint. Vă salut! George Cosbuc. Să rămână George Cosbuc. Serios. George Cosbuc. George Cosbuc. Și tu ești George Cosbuc. E o glumă, da. Domn profesor. Nu este glumă, sunt toți urmași de lui George Cosbuc. O familie întreagă, 4 generații, de la străbunic la strănepot, duc numele și prenumele poetului țărănimii mai departe. Sunt George Cosbuc din Cosbuc. Descendent din frați de poetului că au avut un singur fiu care a murit într-un accident. La 20 de ani a murit într-un accident de mașină. Și nu a avut, poetul nu a avut descendenți direcți, numai din frații lui. Lumea se miră, adică vezi prima dată așa o crispare, cum George Cosbuc? Păi da, așa mă cheamă. Am cunoscut odată fată și am întins mâna și am zis, George Cosbuc, se uita la mine și zis, eu sunt Maria Magdalena. Am moștenit numele, dar din păcate nu am moștenit și pasiunea pentru literatură. Sunt mai mult taxat pe științele exacte, am făcut informatică în liceu, în facultate am făcut electronică. Eu care am fost mai cu puțină carte, eu am învățat mai mult despre Cosbuc. Apoi, orice caz,
nu s-au născut mulți care să locuiască și să crească într-o casă memorială. Asta e casa în care m-am născut. A fost muzeu și înainte, cât am stat noi aici, în primele două camere, în camerele astea din față, a fost muzeu. Și noi am stat în camerele din spate, am locuit, până la expropiere. Și la expropiere, apoi s-a extins și s-a făcut muzeu. Casa în care și-a legănat dorurile Cosbuc este una dintre cele mai vechi din țara Năsăudului. În acele vremuri, pe apa Sălăuței, n-a fost altă casă mai mare și mai trainică. Acum, între clădirile mari care o înconjoară, căsuța rustică apare ca o mică bijuterie veritabilă. A fost o politică comunistă, ca să nu se ocupe teren mult, s-a obligat aproape să dea proiectele numai pentru case cu două nivele. Și acum așa se vrea să-i dea casă, să facă numai bucătărie. Tot face cu, și bucătărie o face cu două nivele. Urma poetului George Cosbuc este puternică în trăsăturile strănepoților săi. Dar numai bătrânul este cu adevărat pătruns și de spiritul său. Îi știe aproape toate poeziile. Și măicuță dragă cartea mea, găsească-mi te în pace, pe aici ai vânt și-i vreme grea, Șanton Alanei zace. Bătrânul mugur împărat ca cel din tâi s-a ridicat și cu paharul plin în mânt pe cum e felul din bătrân, el a închinat și a zis. Prin vaduri apere pe scurg și vuie dau în cale, iar plopii în umedul amurg doinesc eternă jale. Dar bătrânul George Cosbuc nu este singurul pasionat de opera poetului. Am descoperit două persoane în sat care de câte ori se întâlnesc vorbesc în versuri. Muzeograful Someșan și șoferul Cira. Din zei de-a fi scoborător. Cu moarte tot suntem dator. Totuna e dacă ai muri, flăcău, ori moș îngârbovit. Dar nu-i totuna leu să mori. Ori câine lănțuit. De profesie sunt camionagiu, șofer de camion. În timpul liber m-am apucat să cercetez cât mai mult despre Cosbuc, despre Nunta Zanfirii, despre tot ce am putut găsi inedit, care nu este publicat. În general, despre esența poeziei lui. Esența noastră, fordoanilor, este Nunta Zanfirei. Ea ne reprezintă. Până ea, Cosbuc, ne-a dedicat-o nouă. Suntem noi în ea. Aici aveți câteva fotografii care sunt făcute în 66, la anul centenarului. La 100 de ani de la nașterea primului și celui mai mare poet ardelean, coșbucenii au recompus nunta tradițională care l-a inspirat pe Cosbuc în poezia Nunta Zanfirei și a organizat cea mai mare nuntă fără dar din lume, cu peste 20.000 de nuntași, din Hordou, din toată România și din alte 10 țări. A fost un spectacol grandios pentru acele vremuri și începutul unui festival devenit brand național. Vreau să știți că atunci au fost 300 de călăreți care umblau pe toate dealurile astea. Sătul cu nos micuț a fost blocat de la Salva și dinspre Telci nu se mai putea circula. Atâta lume a fost. Corul a fost format din cel puțin 6 coruri aduse de pe tot județul, care au sumat vreo 300 de persoane. Plopii din jurul terenului de fotbal erau plini de oameni. Un poet italian prezent la centenar a spus că în Hordoul lui Cosbuc pomii rodesc oameni. Când a fost Nunta Zanfirii, eu eram călăreț. Un spectacol de nuntă, cum s-a prezentat atunci, nu s-a mai pomenit aici în zona noastră. Poate nicăieri în țară. 3 luni de zile s-au repetat, s-au pregătit. A fost fabulos. Vreau să știți că mireasa e o femeie simplă. O fată simplă de 16 ani. Nu este fata unei personalități locale sau... Este o fată simplă din popor. A fost aleasă la întâmplare după frumusețe. Imaginile au depășit granițele țării. Naturalețea și frumusețea Zanfirei au fascinat pur și simplu audiența. Fata se potrivea perfect cu descrierea lui Cosbuc. Din dal de atac de foișor, ieși Zanfira în mers isteț, frumoasă ca un gând răsleț, cu trupul înalt, cu părul creț, cu pas ușor. După evenimentul din 66, de la nunta respectivă și după ecourile din presă și din televiziunile internaționale, pentru că televiziunea română era aproape la începuturi, a venit un american care a stat 2 săptămâni la hotel în Năsăud așteptând un răspuns de la Zanfira să o iei de soție. Au venit popci, au venit oameni de afaceri mari din țară și au refuzat pe toți. S-au măritat din dragoste cu un bărbat obișnuit, cu un flăcă obișnuit frumos de la noi.
și-au trăit în modestia lor și-s fericiți și-s bătrâni acum și se iubesc. Uite, ne, să vii să mâncăm. Ai făcut ceva bun? Bun, bun, îi vede. Bun, cred că mă bucur. Mi-l iau, da. Păi când te-am ocărât eu? Nu te-am ocărât niciodată, mă. Da, e drept asta. Te-am rece, așa-i? Ți-a pus pe timpuri reale. Mă, nu vezi ce face. În toamnă, așa, da. Poți, dar să dăm, o să mai ploaie și o săptămână să se strângă apă. Că vezi tu că n-avem apă. Și a plouat în ziua întâlnirii cu mireasa actriță din Nunta Zamfirei. Zamfira i-a rămas numele, deși o cheamă Ana Cifor. Cea mai frumoasă fată din Hordou n-a vrut să-și schimbe destinul. A rămas în satul ei, pe deal, puțin mai sus de casa în care a crescut cercetătorul Leon Zagrean. Niciun jurnalist n-a mai ajuns la ea acasă până acum. Nu m-am îmbrăcat, putem povesti. Și Ana Cifor a povestit de parcă totul s-ar fi întâmplat ieri. În ziua anunții Zamfirei, fata a coborât în sat cu treabă. Nu avea rol în marele spectacol. Cum să fi mers la repetiții trei luni seară de seară din vârf de deal. Dar regizorul, care în acea zi era pe stradă cu primarul, a remarcat-o. Și impresionat de frumusețea ei, i-a dat rolul pe loc. După nuntă, o țat un american o săptămână la Năseud. Și tot vine toată ziua și poruncea, că atunci nu erau telefoane, ca acum, să mă duc, să mă întrebe că mă duc după el în America sau nu. Am zis că nu mă duc. Nu mă duc, nu las pe tata și pe mama și nu mă duc din satul meu, că eu de aici nu am fost dusă nicăieri. Că eu am fost cea mai mică, am fost 8 în familie și am fost cea mai mică. Și am zis că nu mă duc de aici, Doamne ferește, nu mă despart decât frații mei, decât surorile mele, decât părinții, am zis că nu mă duc de aici. Și o dat Dumnezeu și am rămas aici. Și vă spun sincer că tot asta am zis, că eu vreau să-mi iau un bărbat frumos. Acum a fost mireasă, cum a cunoscut o lume întreagă, am zis, nu mă duc după șișe cârpași. Apoi să joare, să șie domn, să șie domnul cât e, să mă învârță în bani. Dacă nu-mi place, nu mere mâncarea pe grumăs. Să n-aibă numai cămeșa după el, dar bătăr când mă duc undeva, eu m-am dus cu bărbatul meu cu capul sus, aia este amnii bărbatul. Frumos, domn, îți mulțam că m-am putut duce oriunde și mă pot și în ziua de azi, că suntem bătrâni. Dar poți mere oriunde că am cinste. Mi-a dat Dumnezeu și un copilaș, să ne ție Dumnezeu pe testii și îs fericită până la Dumnezeu. Zamfira este fericită în lumea ei. Se află exact acolo și cu cine a vrut să fie. Din același loc și neurocercetătorul Leon Zagrean a ajuns unde și-a dorit. A fost drum greu din vârf de deal, dar când locul îți dă energie, drumul nu se mai simte. Vă mulțumesc, îmi permite să-mi iau conștiința și să plec. Satul Cosbuc l-a dat pe cel mai mare poet ardelean. Apoi a crescut un om de știință. Deține o moară celebră și singurul pod acoperit din Europa ce stă în picioare de 300 de ani. Și Nunta Zamfirei în fiecare vară. Cum de nu și-o fi deschis până acum porțile pentru turismul cultural? Familia noastră a avut totdeauna cai, inclusiv la Nunta Zamfirei. La Nunta Zamfirei s-a cântat pe 4-5 trâmbițe. Acum, singur eu care mai am trâmbiță în sat. E greu de suflat? E greu, dacă nu știi, e foarte greu. Cum fac? Păsesc cum vreți, nu m-a suflat. Încă de la vârsta de 5 ani, când începe să scrie, ajutat fiind de către tânăsucă Mocodean, care era diacul satului, lui cred că i-a dedicat primele versuri. Cum ar fi, când tânăsucă, cântă mai marilor voievozi, toți câinii din sat începe a bate din cozi. Esența noastră, hordoanilor, este Nunta Zamfirei. La revedere, doamne, veniți la noi! A venit la noi, dar să ședim cu toate frumos! A venit și o zi cu soare, nu numai ploaie și furtună, a venit o zi mai bună. Eram trei băieți, eu, Leon, doi Leon și un Ion. Am avut grijă să ducem mai departe numele din George Cosbuc.